Sau tăi tuturor și bine am găsit un nou episod de Five Nights at Freddy's. Am văzut că am făcut trei like-uri, vă mulțumesc tare mult, enorm, e mult pentru mine trei like-uri. Și vreau să vă zic să. Deci, da, vă rog să nu mai vă dezabonați, adică am avut rate 238 și acum am 237, 227. Și ca băieți, nici bine n-am început intro-ul și ce-o plecat. Cica, nici bine n-am început și tu ai plecat. Ce obașnică ești. Cica. Și care este în bucătărie. Este aproape de noi. Și ca lângă noi. Bine. Deci trebuie să ne uităm și la Foxy. Că Foxy e importantă. Asta e aici. Stai acolo, nu veni aici. Mai pleci, Chica? Mi se consumă curentul. Chica! În sfârșit ai plecat. Foxy e bine. Astăzi Chica este activă. Mosticat toate camerele. Numai Cica e a noi. Numai Cica e. Nu a venit nimeni. Numai Cica se mișcă. Restul toți sunt alcool. Cica e. Ramasele. Are multe. Sunt puțin răgușit. Bun. Nu m-am jucat și eu noaptea asta off camera. Și am pierdut și am speriat de numai. Mamă, ce mamă, dar ce am sipat. Că am dat su nou la maxim. Și aveam cicăști. Mamă, dar ce tai s-au auzit. Noi n-aveți. Oh, nu, pe ca și Bonnie. Fira. Și nici nu avem prea multă cu curent. Asta nu e de bine ce suntem. Asta v-am zis în episodul trecut. Că se termină prea repede curentul. Uitați-vă și voi. În alte jocuri, nu iau o grămadă curentul. Dar aici e prea repede, gata. Foxy, nu, Foxy a început să iasă. O, s-a mișcat puțin Foxy. Asta nu-i de bine. O plecat cu toții! Freddy! Uitați pe Freddy, era invizibil! Aveam să vă zic să va Freddy, este invizibil! Păi, mi s-a făcut pielea de găină. Daia n-am mai văzut-o eu pe Cica. Deci Cica era în camera noastră. Oh, ce nasol. Cred că în episodul ăsta o să facem numai o zi. Că uitați-vă și voi, am murit. V-am zis eu că jocul ăsta devine din ce în ce mai greu. Am peia de găină.
Deci uitați-vă și voi să duce cu entu, zici că mănânc. Că s-a duce atent, am avut 100. Nici bine nu trece 10 secunde și deja am 92. Uite-te și tu, frate. De vă rog, păiați, dacă se uită la episodul ăsta, vă rog să faceți să energia să fie mai lungă. Adică să termină pe repede. Oh, nu, în seara asta Foxy e activă. Iară, Sica. Sica iară este activă, filar. Trebuie să avem grijă la Sica. Că data trecută ne-a speriat, Sica. Sica e în bucătărie. E bine. Na, bă, frate, m-a tăiat camera. Și acum poate să fie unul încă în mine și eu nu pot să-i văd. Și Foxy încă n-a ieșit. Foxy a ieșit odată, dar... Ba, mai trebuie să iasă de 2 ori și o să vină la noi. Vedeți când ne ține bateria dacă nu ne uităm pe camere. Dar eu trebuie să mă uit pentru că... Uite-o pe Cica. Eu trebuie să mă uit că mi-e frică la Foxy. Că dacă vine, eu de unde știu când vine? Pentru că dacă nu mă uit la cameră, mi se consumă curentul. Foxy mai trebuie să iasă odată. Oh, nu. Foxy va veni și... Foxy, vreau să vă zic că să tămăm. Deci dacă vine Foxy, ne ia 5 din curent. No. Fu, am crezut că a venit Chica, dar este în bucătărie. Și ca e tot în bucătărie. Mon. Foxy încă nu a venit la noi. Și ca e tot în bucătărie. Știu minte că dacă apeși pe Freddy face un zgomot. Și ca vine! Da, moa din Enezie, Foxy. Chica e lângă mine, aproape. Am mai ieșit? Oh, shit, o plecat cu tot și zbați și zoc de mine. Te rog că mai e o noapte. Prizărino. Please, să se termină noaptea asta mai repede. Te rog, te rog. Mai repede noapte. Nu știi se m-a bătut inima. Yes. Bun, cam acum în acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!